Bine v-am regăsit! La rețeaua de idole astăzi avem o ediție foarte ploioasă. Aparent a plecat soarele de pe strada noastră, dar vom compensa într-un fel sau altul cu cea mai luminoasă figură a sportului românesc. Luminoasă în primul rând la propriu, pentru că este cea mai blondă doamnă pe care atletismul românesc l-a avut vreodată. Pe de altă parte, în 1986 a fost sportivul din România care împreună cu Ben Johnson a reprezentat cuplul de aur al atletismului mondial. Sunt lucruri care se știu mai puțin, pentru că prezentul continuu în care trăim ne aduce de obicei titluri care sună altfel decât faptul că Maricica Puică, bună ziua și bine ne-ați primit în ploaia asta aici la dumneavoastră în curte. Deci lumea știe mai puțin pentru că se scrie mai puțin, pentru că se povestește mai puțin, pentru că pur și simplu contează mai puțin în lumea în care trăim și în vremurile în care trăim faptul că o mare campioană a României, care a primit anul trecut 70 de ani și a primit acum câteva zile colanul de aur, la un moment dat a fost cea mai bună de pe planetă. Se știe, cred că nedrept de puțin despre dumneavoastră. Eu mă bucur că ați venit, îmi pare rău de ploaie, n-am putut să opresc. Cum ziceam, compensați cu părul ăsta blond. Dar mulțumesc, și dar cu lumina din ploaia ochi. Înseamnă bogăție. Deci e bine și așa, ce să facem? V-aș provoca să scoateți colanul, dar sigur nu l-ați adus cu dumneavoastră aici. Nu l-am adus aici, este la București. Să spunem că suntem la Câmpul Lung Muscel. Da. În locul în care vă retrageți și ați stat în anul ăsta de pandemie mai tare ca la București. Da, am stat mai mult aici. Și poate că e locul în care, într-un fel sau altul, ați încercat să vă pansați rănile pe care anul ăsta le-ați avut deschise. Da. E prima oară pe care l-ați trăit fără cel care i-ați spus atât de multă vreme, la fel cum i-ați spus și în prima zi când l-ați cunoscut, da? Că îi spuneați mereu domn profesor. Da. Profesorul. Profesorul îi spuneam, da. Pentru că am avut o discuție cu cineva și îi spuneam pe nume, Nelu. Și la un moment dat, tot îți spui de Nelu. Cine-i Nelu? Nelu este Ion Puică, antrenorul care v-a descoperit când v-ați dus împreună cu una din multele dumneavoastră surori la un cross. Era un cross de 8 martie și Ion Puică, marele antrenor român de atletism, a văzut o puștoaică tot blondă, da? Că tot blondă erați și atunci. Care a alergat din greșeală la seniori, știu bine, deși aveați câți ani? 16 ani? 16 ani. Cum era? Spuneți dumneavoastră povestea. Păi am luat startul la senioare pentru că sora mea n-a ajuns să-mi aducă tenisii. Că noi schimbam tenisii, da, schimbam că n-aveam fiecare tenisii. Și am întârziat și atunci a trebuit să alerg la senioare. Și am venit pe locul 4, pe județ. Și atunci, probabil, profesorul, da. Da. Cum spuneam, deci e like motivul vieții dumneavoastră. Da. Era, deci, în 1900... 66, în martie, de ziua femeii. Idolul de astăzi a fost cândva aclamat de stadioane întregi. Acum își petrece timpul între București și Câmpul Lung Muscel, unde am și găsit-o și unde a stat în anul de pandemie alături de cei 3 căței și 14 pisici, toate îngrijite de ea. La peste 70 de ani e la fel de sprintenă ca în anii de atletism și e greu de crezut că va fi vreodată și altfel. Maricica Puică este cea mai nouă deținătoare a colanului de aur, recunoaștere absolută a olimpismului românesc. Este prima atletă care i s-a decernat această distinție, pe care au mai primit-o doar câțiva mari campioni români. Sunteți născută în 1950, pe 29 iulie, la Iași. Ați copilărit și ați trăit o parte din viață foarte aproape de un loc pe care îl știe orice turist care ajunge în orașul Iași, e vorba de Bojdeu ca lui Ion Creangă. Sunteți o fată de pe Sărărie, de pe strada Albineț, dintr-o familie cu 13 copii. Da. Care... 13, care mai trăim 6, 7 au plecat dintre noi plus părinții. Când ați început să dați ture, să o luați la fugă prin jurul casei? Străzile alea, spun pentru cei care nu știu cum arată zona asta din Iași, sunt cu pante, deci acolo sunt dealurile mai nervoase în Iași, da? Pe Sărărie, pe Albineț, e greu să alergi. Acolo lângă noi era un teren viran care începea via de la Ciric sus pe deal și acolo era un teren foarte larg așa pentru noi. Și acolo toată ziua ne jucam, alergam, chiar că alergam, de prinția tot timpul așa asta, ori de v-ați ascunselea, ori de v-ați prinselea. Alergam când ne dădea voie, bineînțeles. Că aveam și școală și plus că noi munceam foarte mult acasă. Aveam animale, aveam grădină și
construiam noi copiii, că mama pleca la servici cu tata și noi rămâneam. Ce munceau părinții? Mama a lucrat la, a fost bucătar șef la un restaurant și tata era administrator la o fermă de însămânțări artificial. Era, părea foarte frumoasă așa și foarte delicată mama. Mi-ați arătat o poză cu ea și cu o parte din surorile dumneavoastră, în care parcă sunteți într-un grup artistic, îmbrăcate la fel, cu niște rochițe delicate, așa puțin romantice. Da, așa ne îmbrăca pe toate la fel și mama se mereu îmbrăca. Mereu, unde, când mergeam undeva mai... Ca pe surorile gemene, adică să vă găsească pe toate dintr-o privire. Da, da. Așa era cochetă? Era foarte cochetă, foarte cochetă, deși nu prea aveam, dar era cochetă. Era. Și blondă cu ochii albaștri ați fost... Toți eram cu ochii albaștri, toți am fost cu ochii albaștri. Și mama și tata, toți am fost. O ploaie, cum ziceam, așa sănătoasă astăzi, până și unul din căței dumneavoastră i-a adăpostit acolo sub... sub masa da, pe care aici, se, da, cred că picura de pe care se plimbă. Chiar o să le fac o poză și promit să o folosim la montaj. Cam așa arată locul, da? Dar cum spuneam, prosperitatea asta, cred că e de la colanul ăla de aur. Nadia e prima care a primit un astfel de colan. Îl mai are Ivan Pațaichin, îl mai are Elisabeta Lipă, unul din frații Nedef de la handbal și eu, Maricica Puică. A fost o surpriză extraordinară pentru mine atunci. S-a întâmplat pe 22 aprilie, deci foarte A fost la Izvorani, a fost ședință Comitet Olimpic. Din care faceți parte. Da, am făcut. Până la 70 de ani atât? Nu... Da, numai la, până la 70 de ani. După 70 de ani plecăm, dar o să fim invitați de onoare. Și a prezentat plecarea mea și în momentul când m-a prezentat, mi-a zis de colo, am zis că mor. Efectiv, nu mai știam de mine. Totuși aveți 25 de medalii de aur, 21 de medalii de argint, o medalie de bronz, dar un bronz foarte strălucitor, că e un bronz olimpic. Așa că parmalesul dumneavoastră chiar vă recomandă pentru oricare dintre medalii și pentru oricare dintre titlurile alea care nu sunt. Dacă așa au vrut, eu mă bucur, le mulțumesc din suflet și ce să le mai zic. Pentru mine a fost fantastic. Ați început deci de la un cross în joacă, unde ați fost cu sora mai mare, cu niște tenici pe care i-ați luat de împrumut și cu un profesor care a pus ochii pe dumneavoastră. Ce v-a zis? M-a întrebat dacă vreau să fac sport de performanță. Și am zis că nu pot să știu, să întreb acasă, întâi că părinții mei nu prea ne lăsa pe noi. Am mers acasă, am vorbit cu mama, tata, tata a mai fost, dar mama nu prea a vrut. Și ușor, ușor... Ce sperau? Să vă vadă cu câte o meserie? Da. Toți la casa noastră, cu școală, cu meserii, cu... Cu familii? Cu familii, știu. Da. Și dumneavoastră, puștoaca de 16 ani, a zis că vreți să alergați. Da. Atât de tare încât să plecați la București din Iași. Dar mai fugeam de acasă fără să știe, când zicea că ne jucăm și eu eram pe stadion. Și m-a urmărit mama odată și am luat bine de tot. Mi-a dat câteva de... Cum am plecat eu fără să spun. Unde plecarea oficială a fost, de fapt, la ce vârstă? Deci în 66 am început. În 68 am alergat la cross, la noi, la Iași. Am câștigat și am mers la... M-a selectat pentru Balcaniada de cross la Istanbul. M-a chemat la lot, am plecat la București. Am venit locul 4 individual și locul 1 cu echipa. Și atunci am fost selectată la lot. Fiind deja la erați lot, majoră, aveați 18 ani, cred că după aia, urma să mergeți la liceu. Atunci v-ați mutat la București? La București, da. La 18 ani și ceva am plecat, pentru că profesorul trebuia automat să plece din Iași. Că făcuse 10 ani și dacă nu se întorcea la București, pierdea buletinul de București, parcă era de New York. Profesorul, când a devenit, de fapt, soțul dumneavoastră? Deci, în 69 a început din aproape în aproape idila noastră. Idila. Erați o puștoaică și el avea cu aproape 20 de ani mai mult decât dumneavoastră, nu? Da, nu știu. La început, mie mi-a plăcut ca om. Era blând, vorbea cu noi frumos. Toate fetele eram în jurul lui. Când te trimitea la antrenament, cât de greu putea să fie, nouă ne plăcea să-i facem pe plac, să... N-aveam nici un gând, eu eram băițoi, așa, eram, nu. Și după aia m-a trimis să-i aduc un caiet, să le dea antrenamentul la ăia care plecau.
Eu m-am dus în alergare, el a venit după mine în vestiar și m-a prins în ușă. M-a sărutat. Și de atunci, gata, s-a blocat tot, toate mi s-a blocat. Ați avut o căsnicie de câți ani? De 40. Adolescent sau când tot sunt fluturii. Așa a fost. Toată viața așa a fost între noi. A fost extraordinar. Eu cred că a fost generoasă viața cu dumneavoastră. A fost. În primul rând v-a dat pe omul ăsta alături, da, care v-a încurajat și v-a apărat și... Pentru mine a fost tot. Mamă, tată, soț, profesor. Mi-amintesc de o istorie spusă la un moment dat de dumneavoastră când erați la Olimpiada de la Los Angeles, aveați deja 34 de ani, după încă alte două Olimpiade în care n-ați reușit medalii și era poate ultima șansă, da? Era ultimul loz. În 83 am avut un accident. Eram la Poiana Brașov, jucam basket, că noi duminica nu făceam decât joc de basket, dar era rugby de fapt. Ne alergam, ne loveam, ne... și erau saltelele de lupte. Să distanțase saltelele puțin și am călcat și când am vrut să fac stânga împrejur cu mingea, am făcut smulgere de ligament la piciorul stâng. Am căzut, era jale. Am fost la medii mea, hai o simplă întorsă, nu contează, hai, mergem. Și a doua noaptea când am vrut să m-am trezit și să mă duc la baie, piciorul era negru de sus până jos, așa era ca o minge. Când am văzut, primul lucru m-am speriat că ce o să-mi facă profesorul. Deci tot ce sunt... Tot profesorul, da. Tot, el. El era cu observațiile, el era, că v-am zis, dar înainte cu o secundă a zis, opriți-vă că deja v-a agitat prea tare. Și în secunda dar aia... Dar era soțul dumneavoastră, aveați acest ascendent, da, față de oricine altcineva din lot. Păi era frică de ce o să zică el, tot da, el? Da, pentru că nu conta că era soțul meu, deci el nu făcea diferență. Când era soț, era acasă, eram cu totul altceva. Când eram eleva lui cu grupa care o avea el. Și atunci zic, Doamne, acum începe observația, începe teoria chibritului, că nu ești atentă, că ceva, dar nu pot să zic că mi-era frică, dar mă gândeam, Doamne, ce o să fie, ce o să fie. Bineînțeles că am stat trei zile, a patra zi m-am dus să alerg, nu puteam să pun piciorul în pământ, am plecat la București a 11-a zi. Și când am văzut ăia ce am, erați deja campioană mondială, adică aveați deja titluri, aveam. O sportivă pe care se miza. Da. Aveam 82 mondiale de cross, aveam medalii, aveam destul. Și am făcut pauză aproape o lună. Piciorul... Părea că e gata, că s-a terminat. Prietenii în ghilimele, gata, are 33 de ani, s-a terminat. Numai... 33 de ani, piciorul praf. Piciorul, păi da, de aici, paradis, s-a terminat. Și am făcut pauză, am luat-o ușor, ușor. Încă și acum am momente când îl simt, din 83, și am început ușor, ușor, am început cross-ul, am câștigat naționalele, am câștigat Balcaniada, am plecat... Vorbim de probele de 3000 de metri, da? Da. Și după aia am plecat în 84 la mondialele de cross de la New York, New Jersey, de fapt, și am câștigat mondialele de cross, nu mai spera nimeni, prieteni. Și ușor, ușor am ajuns la Olimpiadă. Prima Olimpiadă la care ați fost? Trebuia să merg, plec în 72 la München. Prima trebuia să fie în München. Și tot din cauza unor care vroia să nu ajungem, n-am ajuns. În schimb, ați fost în 76. 76 la Montreal. Dar n-ați fost cu profesorul? Nu. Special, îmi făcea să plec singură ca să nu merg bine. Vedeți că e emisiune despre profesor, nu despre dumneavoastră. Păi nu, că noi eram împreună, Plicul cu Timbru. Plicul cu Timbru, oh, oleu, asta-i deținut minte. Da.
Avea umor? Nu tot timpul. Nu tot timpul. Când nu veneau concursurile mari, nu... Așa, când eram între prieteni, avea. Era bun, era... Făcea glume, da. Dar era la modul de luat așa, era sobru. Maricica and Ion Puica prepared for the Olympics in Bucharest. Since their marriage 14 years before, they have maintained a daily training regimen. I think the most interesting aspect of the publicity before the race was that most journalists wrote only about Mary Decker and Zola Budd. Few people recognized that Maricica had run the fastest 3,000 meters of the year and that Mary Decker's best time was less than 2 seconds better than Maricica's. Era sobru, nu? Și transmitea și ție, că dacă era așa mai sobru. Deși colegele mele, sigur, nu ne era frică de el sau... Mm. Era, v-am zis, era blând, vorbea frumos, nu se enerva, decât să mă enerva tot la mine, țipa, că striga tot timpul mai încet, că eu îmi spunea timpul și la antrenament de asta eu mă duceam mai tare. Și el tot timpul striga la mine, mai încet, mai... Am zis, mai încet, bine, mai încet. Mă opream 100 de metri, iară plecam tare. Deci nu v-a lăsat să mergeți cu profesorul la Montreal. Într-o realitate pe care trebuie să o desenăm corect, să zicem că a fost întotdeauna foarte frică de avioane. Da. Prima călătorie, cea de care a zis un pic, cea de la Istanbul, fiind o catastrofă, da? Nu știu, eu nu vă ziceam, nu mersesem cu trenul, da, păi să mă urc în avion. Și era băieții seniori. Păi presupun că de pe la Iași la București ați venit totuși cu ceva. Nu, cu trenul. Păi atunci m-am urcat atunci, prima dată deci prima în tren. Dată în tren. Botezul trenului, da. Și botezul avionului care mi-a fost pe toată viața. Dar nu e așa mare distanța între București și Istanbul. Ați prins o furtună? O oră și ceva. Păi față de București-New York? Da, după aia n-aveam. Dormeam pe sub bănci în avion la New York. Era avionul jumate gol sau dacă era plin, dormeam pe dedesubt. Așa de frică, să băie. Ocupam 4 locuri și dormeam... Deci doar somnul vă salva. Da. Aia, spaima aia. Zis vor somnul. Că stăteam așa liniștit când nu ridicam capul de jos. Și a fost furtună spre Istanbul? A fost o furtună groaznică. Pocnea avionul ăla că ziceam că se rupe în două. Așa, și așa ne mișca, parcă eram o frunză în vânt. Deci la Montreal nu v-au lăsat să mergeți cu profesorul? Montreal am venit a patra, nu m-am calificat cu pieptul, tot așa, că nu a mers Puică cu mine, așa. Profesorul, și cineva m-a condus de pe margine. Eu, primul meu concurs, 3 săptămâni singur, dormeam 8 în cameră, una se trezea la 10, una la 5, eu mă trezeam la 7, plecam la înviorare. O singură baie, dormeam în short și în maieu. Astea nu erau condiții doar pentru România, așa cel mai nasol a fost la noi. Românii eram tratați foarte, adică nu tratați, dar nu interesat de noi. Bine, acum sincer, cred că și Nadia a dormit în aceleași condiții. Nu, ei au avut 4 sau 5, erau camere cu mai puține și mai... A, deci era de planoc. Eram perete în perete cu noi, Nadia, îi ducea mâncare pe geam. Cred că dacă mă prindea Bela Garul, mă arunca de la etajul 6. Ce îi duceați, fără să știe? Șuncă, mâncare. Orice, iaurt, șuncă, prăjiturele, mâncare, nu. Ceea ce, în mod normal, nu avea voie. Nu mâncau, mai nimic nu mâncau. Maricica Puică la Olimpiadă și? Ne-am întors în țară fără nimic, necăjită, am luat-o de la capăt, ce să mai vorbim. După Montreal a fost încă o Olimpiadă. La Ruși a fost. Acolo unde aveați cele mai mari competitoare, da? Rusoaicele la el acasă. Și acum când aud de rusoaice mă ia cu frisoane. Cred că am schimbat 4-5 generații. Olimpiada n-ați fost, la una ați mers fără profesor, la rusoaice acasă n-a funcționat. Ce rost mai avea să mai mergeți și la americani? Adică... Și la noi te lua la bani mărunți când nu mergeai bine. Putea să te dea, nu-ți dea condiții, te trebuia în fabrică la muncă sau unde erai angajată. Ați trecut prin asta? Dar cum să nu? Unde? La care păi nu fabrică? Mi-a dat. Am fost la fabrica de chibrituri. Eu am lucrat când am venit în București până am terminat tot. Și vă trimiteau înapoi? Și, da. Dar aveam scoatere din producție și dacă nu îți îndeplineai planul cu semnătură, că dădeai semnătură, ce loc ai să vii, ce faci, nu e ca acum. Și cum promiteai? Promiteai că vii pe ce loc? Păi era planul de pregătire pe un an întreg. La începutul anului se făcea plan. Cu tot, cu schiță, cu schemă, cu tot ce faci. Așa era. Și dacă nu ți îndeplineai planul, că te puneai, spre exemplu, știai la ce, la mondiale, ce loc vii? 1-3.
puneam, 1-3 sau 1-2 sau cum, ce concurs, da, ce știa profesorul să-l pună acolo. Spre exemplu, în 81 la mondialele de cross, mi s-a prins cuiul într-un buștean, că era făcut așa o piramidă de buștean și când asta mi s-a prins în coaja pomului și mi-a pocnit genunchiul. Am căzut într-o parte, m-am ridicat și n-am mai putut să merg. Și când am venit în țară, numai noi știm ce ne-a luat și ce ne-a făcut. Că de tovarăș, acum s-a întâmplat tocmai la dumneata. Prima medalie de aur ați luat-o importantă la o mondiale sau europene, a venit când? În 78. Deci la 28 de ani, deci nu de vreme. Da, nu de vreme. Și a urmat Los Angeles. Spuneați că ați fost întâi la New York. Am fost în martie, am fost la New York, la mondialele de cross, unde a fost toată elita. Și fac o paranteză, că s-a spus, Maricica a câștigat pentru că n-au fost rusoaicele. Pe crossul la New York, nu că mă laud, dar cross, se poate vedea crossul la New York, de 1000 de ori a fost mai greu decât Olimpiada. Că acolo a participat și echipa Rusiei. Exact, toți. Și le-am bătut pe toate. Și Grete Vaiți, pe toate le-am bătut, că se poate vedea clar, că mulți au zis, hai, lasă. Nu ne minți, dar cum să te mint, că doar să vede cursa, vezi pe cine am învins. Le-am bătut și pe rusoaice și norvegiencele și nemțoaicele, toate au venit. La Los Angeles era care pe care, era ultima soluție. Da. Păi, dar în anul 94, deci am câștigat mondialele de cross. Am făcut record mondial la 2000. L-a bătut rusoaica, după aia l-a bătut Zola Bad, englezoaica, și după aia, înainte de Olimpiadă, l-am bătut eu. Recordul la 2000. La Los Angeles, profesor a dormit la mine podul, a dormit în fața ușii. O, da, decât de la înainte. Deci a făcut programul 4 zile, am avut 4 curse. Special a făcut, că merit de chiar... Nu s-a înscris la 2 probe. Nu trebuia să meargă nimeni 2 probe. Și a mers prima zi calificări, training. Mary Decker era marea stea alpinismului atunci. Și era americană. Din Statele Unite. Deci da. Olimpiada era la ea acasă. Da. Și atunci a apărut această regulă că n-ai voie să faci 2 probe. Nu, aveai voie, dar nu puteai, de fapt. Eu am alergat 2 probe. Erau puse... Ultimile 4 zile. Pentru că ea nu concura. Da. Și a fost 3.000 calificări, 3.000 calificări, 1.500, finală. Și n-am dormit absolut deloc după cursa de 3.000 și a fost și la prânz pentru că seara era închidere. Aveam foarte multe adversare puternice. Era în primul rând Mary Decker, dublă campioană mondială anul trecut. Eram două recordmene mondiale, eu, Zola Bud, și vice-campioana mondială, Brigitte Kaus din RFG. Eu am sprintat, după un tur mi-am dat seama că le voi învinge foarte ușor pe fete, că eram foarte relaxată și foarte degajată. Ce s-a întâmplat, bineînțeles. Vă dați seama, sunt foarte fericită, este visul meu din cariera mea sportivă. Am vrut să mi se cânte odată imnul, tricolorul, ce să vă mai spun, pe cel mai înalt catar să ridice steagul țării noastre. Ați făcut cursa de 3.000 de metri. În sfârșit ați luat acea medalie olimpică la care visați. Am stat dimineața la control doping. Ați stat la controlul doping. Am venit dimineața și când să mă odihnesc, era ziua la noi în țară, și a venit și m-a chemat să dau interviu pentru tovarășa Elena. Să-i mulțumim tovarășii Elena. Tot televiziunea română. Dar ce am fost judecată, că am ridicat un slăb pe tovarășa, dar eu vreau să fac așa ceva. Păi mai ieșai tu la aeroport dacă nu făceai ce spuneau ei. Da, asta a fost. Și a doua zi urma acea cursă, v-ați calificat în finala de 1500. Da. Și a fost foarte devreme, măcar dacă mai prindeam o oră sau două de somn, dar n-am avut cum. Era prânzul, trebuia să mergem. Seara a fost închiderea. Și ați venit cu argint, cu bronz de acolo. Adică mie mi se pare că bronzul ăla de la 1500 groaznic de greu a fost. E la fel de strălucitor ca și aurul de la 3000. Foarte greu. Din moment în moment am vrut să mă opresc. Era în locul 7, nu știu ce loc era. Închisă la bordură, nici nu mai știam de mine. Zic, hai că acum termin, nici nu mai respir. Ultima sută am plecat, până am ieșit, au trecut toate. 2 metri dacă mai era, că se vede cursa. She is in sixth place with only 100 meters left in the race.
She finishes third behind Gabriela Doriu of Italy and her Romanian teammate Doina Milinte to win the bronze medal. But on this day, she makes Olympic history. The winner of the first Olympic women's 3,000 meters ever run. Acum nu v-ar mai fi spus profesorul mai încet, Maricica. Nu, nu. Sigur, sigur, asta nu. Asta e, probabil Dumnezeu a mai dat și la alții, că nu numai eu. Cum vă încuraja? Știu că-i căutați privirea, gesturile din tribună. Cum comunicați? El era, când plecam ultima sută către final, finalul cursei, era undeva în dreapta și îl vedeam așa, cu coada ochiului, numai puțin, să nu mă întorc. Dar, și aveam semne. Pleacă, oprește-te, dă drumul, să plecă într-o parte, iese alta. Avea strategie de transmis. Exact. Și acolo, în fuga aia nebună, totuși cu coada ochiului, mai furați câte ceva. Știam. Știam privirea, știam tot. Dacă el nu era cu mine, eu nu făceam de performanță așa. Adică să mă duc să fi lucrat cu altă profesor și să las soțul acasă și eu să plec în cantonament. Eu nu mă duceam, nu făceam. Noi am fost tot timpul împreună. Citeam undeva că dacă s-ar pune cap la cap distanțele pe care le-ați alergat, s-ar face 100.000 de kilometri. E o exagerare? De trei ori am socotit cu puică, de trei ori jurul pământului. Ocolul pământului, de trei ori. Ați pus și antrenamentele? Da, păi acolo, cel mai mult acolo. Câte ore pe zi alergați? Nu pot să spun că alergarea era foarte multe ore, pentru că vă dau un exemplu. La 22 de kilometri era o oră și 15, o oră și 20 de minute. Și atunci n-ai cum, te mai terminai, mai făceai gimnastică. A, deci puteați să mergeți de aici? Depinde de timp pe care îl faci. De la Câmpul Lung la Brașov în vreo 3 ore ajungeam. Merge, nu? Nu chiar așa, dar mergeam. Bine, mie mi se pare normal că nimic nu se compară cu aurul de la Olimpiadă sau cu bronzul de la Olimpiada asta de la Los Angeles, care v-a răzbunat toată așteptarea. Dar la anul acela de grație, 1986, e anul dumneavoastră. V-au anunțat cum? Cum ați aflat în România comunistă de atunci, în care începuse să fie din ce în ce mai restrictiv totul, că va trebui să mergeți la Monte Carlo? Păi a venit invitație la Ministerul Sportului, așa, la Monaco, eu și profesorul, și așa, că suntem invitați pentru premierea al celor mai buni sportivi din lume. Deci Ben Johnson era sportivul și sportiva cea mai bună din lume era Maricica Puică din România. Cum vi s-a părut acolo frumos ceremonia? Frumos a fost, foarte frumos. Am avut o primire extraordinară. A venit, ne-a luat cu elicopterul, plăcerea mea avion. A crezut că vă face o bucurie, da? Să vă fac o primare. Dar noroc că am ajuns repede și nu a fost vânt. Da. V-a luat cu elicopterul de la Nisa, probabil. Da, foarte, foarte fain a fost. Și v-a dat și o mașină. Și seara nu. Mașina am câștigat-o la New York, la o milă, pe strada 5. Am câștigat acolo de două ori. Mila, dar odată a fost, 86, a fost Mercedes-ul. Foarte fain. Mercedes-ul, veniți cu premiul de la regalitatea monegască. Și cu aia ca aia, să zicem că mai merge. V-a dat drumul cu profesorul să vă plimbați cu elicopterul. Dar să vii tu cu tita mai Mercedes-ul într-o Românie în care Mercedes-ul era doar un produs decadent. N-am avut probleme. M-am dus întâi la directorul Vămii și l-am întrebat. Eu am premiul nu știu ce, nu știu cum. Și el m-a întrebat, tovarășul m-a întrebat, că, dar dumneavoastră, ce oferiți dacă luați mașina? Uh-huh. Și zic, păi, un cauciuc. Era drăguț așa omul. Și zic, păi, dar toți banii care i-am adunat până acum, eu i-am dat Federației României, la minister. A, da? Și mi-a dat hârtia și am primit mașina. Ce culoare avea? Blomarin spre negru. Și câți ani ați ținut-o? Mulți ani am ținut-o. Deci a fost mașina familiei Puică. Da. Păi noi, toată lumea spunea că numai Ceaușescu avea dreptul la o mașină particulară din asta mai
Dar mie mi-a dat. Nu știu, cred că Dumnezeu ne-a ajutat. Că dacă spunea că nu mi-a probă, nu trimitea mașina în țară. Îi spuneam și nu mai dădea mașina. Ați ocotit vreodată câți bani în premii ați primit, apropo de faptul că ei, majoritatea, rămâneau ai statului român? Da. Eu am luat 28.000 de dolari. Toate premiile dumneavoastră? Da. Și ne mai dădeau ăia pe sub mână câți valeni. Da. Care nu erau pe acte ca să-i puteți păstra. Da. Da. Dar cu câtă frică și vai de mine. Și banii cum intrau direct în contul statului? Aduceam un cec special, da, care intra în banii mei. Deci venea invitație la federație, la minister. O invităm pe Maricica Puică la concursul de nu știu ce. Și primea înapoi aia. Cât oferiți? Imediat îi întreba? Da. Și atunci eram obligat să aducem cecul înapoi când veneam de acolo. Da. Și cu ce rămâneați? Adică de unde? Tot mai ne dădea și nouă, că știa că n-aveam voie. Ne mai dădea 100, 2, mai 3. Motivația de unde venea? E clar că nu din recompensă, pentru că nu financiar nu. Te bucurai că e sportiv. Atunci nu ne gândeam la bani. Noi tot timpul gândeam să-i câștigăm, să-i batem pe alții, să-i învingem. Vorbim de anii 80. Da. Se putea gestiona vreun fel, adică autoritățile puteau negocia? Păi dacă putea să spună că, uite, că nu aleargă bine sau nu vrea să alerge, pentru că vor bani. Și noi n-aveam voie să luăm bani. Și atunci îți băga pe mângură și nu mai spunea nimic. Niciun sportiv român care venea, care primea premii în valută nu putea păstra banii? Noi aveam la 3 dolari jumate pe zi. Diurna? Atât. Pe care puteai să o păstrezi? Da, aia da. Și făceam, luam mâncare în traistă. Cum mâncare? Plecați cu mâncare din România? Da, da. Ce? Și orice. Supe cel mai mult luam, supe la pachet. Că nici în România nu era mai nimic, adică nu înțeleg cu ce plecați de aici. Noi luam de la cantina, de la Snagov, așa. Ne dădea câte ceva de mâncare. Și adunam, strângeam banii aia, că mai aveam momente când mergeam și câte o lună, două la, în America, ca țiganul, cu cortul și apoi s-a adunat. Cred că nu plecați cu o ofertă de acasă. O ofertă. Plecați cu o ofertă la... Da, da, cât ținea. Câte departe? Câte zile. Oriunde, și în America, ce? Tot mâncai câteva zile. Nu erau stricate. Cu supă la pachet, cu fierbător, plecai. O bucată de brânză, brânză dacă o găseai. Da, ne dădea de la... Cantina ne mai dădea câte niște. O bucățică de carne? Da. Ne dădea pastramă, de la ceva, cantina, da. Un salam românesc? Salam de Sibiu ne dădea câte o leacă. Să dădea pe sub mână. A fost o chestie că era generalul Dragnea, mi-a rămas așa pe... Și ne-am întors cu câțiva bănuți, ca să poți să-i bagi în bancă. Diurna pe care ai economisit-o. Când plecai, să ai și tu un leu. Și era unul albu. Mamă, dacă l-aș vedea pe tovarășul ăla. Am auzit că era la foto, nu știu dacă a ieșit albu. Și m-am dus să-mi dea hârtie și, mamă, și când s-a repezit la noi, că ce, dar voi ce ați mâncat? De ce? De unde atâția bani? Păi zic, uitați așa, cu tare. E, da, nu. Mamă, și m-am dus la domnul tovarăș general. Și ce l-a chemat și ce a făcut? Ne-a dat, numai când ne vedea, ne dădea hârtiile după aia. Erau răutăcioși. Vă dați seama cum sună poveștile astea acum? Pot să scriu romane, romane, romane. Lumea nu poate pricepe că lucrurile se întâmplau așa. Acum când noi plângem să avem un sportiv calificat la câte o disciplină la olimpiadă. Dar nu știu, copii în ziua de azi, părinții de fapt, de ce să lasă să muncească copiii când el are totul de-a gata acasă? Sincer, orice părinte vrea copilul să fie mai, să o ducă mai bine decât cum au dus-o ei. Și atunci nu mai poți să muncești cu ei. Pretenții și... Aveți un an fără profesorul dumneavoastră, da? Fără domnul Puică. Un an jumătate. Cred că un an la care zilele au trecut o leacă mai greu, nu? Nu s-a scurs mai greu timpul? Timpul a fost groaznic și acum e groaznic. Dar mi-am propus să nu plâng. Că degeaba plâng. Că dacă aș putea, ar fi bine. Dar degeaba. Asta e cea mai mare lovitură pentru oricine. Deși era mai mare cu aproape 20 de ani decât dumneavoastră. Da. Eu n-am simțit că el era mai în vârstă ca mine. Doar acum, în ultimii ani, când a început să... a căzut, a făcut fisură pe coloană și de aici s-a tras totul. Și când a început problemele, abia atunci am început să simt greu, nu atât. Era și pentru mine. El nu concepea că el nu se poate mișca din pat.
Și atunci aveam probleme, dar așa n-am avut probleme așa. Cu timpul ăsta mult pe care l-aveți și care cred că e mai complicat de umplut, când vă gândiți așa la ce viață ați avut, vi se pare că a fost o viață grea? Adică ați mai face sportul ăsta care v-a consumat așa de tare? Pot să spun și sincer, spun, același lucru aș face dacă aș lua de la capăt. A fost greu, dar a fost foarte frumos. Foarte, foarte frumos, mai ales când vedeai că le învingi pe alea, mai ales prietenele rusoaice. Dar erau și curse în care nu le învingeai. Rar s-a întâmplat. Plângeai așa în sufletul tău și plecai și iar o luai de la capăt și iar... Pardon, și... Dar un singur lucru regret, că Dumnezeu mi-a dat și mie un copil. Ăsta e singurul lucru care îl regret în viața mea. Dar nici profesorul nu prea s-a omorât. Nu prea vroia, ca ți să mai avem grijă, nu știu. Bine. Mergem noi doi, facem. Ați călătorit mult? După ce m-am lăsat, mai mult am umblat eu, decât el nu prea vroia să mai meargă la Iași. Zone așa mai aproape, vreau. Sau la invitații, la întâlniri cu clasele lui de la Iași. Cu... Dar așa ca să zic că am mers, că eu nu cunosc țara, spre rușinea mea, da? Cunosc New York, cunosc alte țări, dar eu România nu cunosc, spre rușinea mea. Deci viața dumneavoastră a fost București, Câmpul Lung Muscel, da. Și primii ani de copilărie de la Iași. Da. Și cam atât. Cam atât. Și stadioanele. Afară, în străinătate, ne trimitea foarte târziu că tot le era frică că rămânem. Dacă voiam, puteam să rămânem. Am avut și încercări și oferte, am avut niște oferte. Păi vi s-au oferit la un moment dat 2 milioane de dolari, dacă știu bine. Fred Lebou, care, Nila, care a organizat-o el, un român plecat de la Cluj, Fred Lebou. Și era în Statele Unite. Da, la New York. Și nu am rămas. În ce an era? În... după Olimpiada, în 84. Eu am câștigat de două ori Mila și după aia am câștigat Mercedes-ul. Deci, așa a fost să fie. Vă ofereau banii ăștia ca să concurați pentru Statele Unite? Da. Era o grămadă de bani. Erau bani, dar îi nenoroceam pe toți ai mei și ai lui. Pe cei care, familia din România. Da. Dar nu numai asta. Și banii. El n-a vrut din plecare. Eu la început mi-a surâs de ce să mint, că am zis de la început. Și profesorul n-a vrut. A zis nu, pentru că gândește-te că sunt ai noștri, mormintele părinților, ai noștri, nenorocim. Și după aia a început să-mi intre frica în mine, vai de capul meu. Dacă ăștia ne răpesc, dar zic, dacă o iau pe jos, nu pot să mă duc, că e oceanul, unde mă duc? Sunt multe chestii care te gândești. Deci nu poți să fugi chiar oriunde sau chiar nu. De orice. Da, nu poți. Dar ați avut momente în viață în care ați vrut să o luați la fugă și tot așa nu se putea? Au fost foarte greu? Nu pot să zic că a fost greu. Nu pot. Tot așa, tot asta aș face ce am făcut. Tot asta aș face. Și acum la vârsta asta, nu că mă dau eu, dar ce aș putea să fac? Nu pot să mai... Să călătoriți, să vedeți ce n-ați văzut. Păi acum să termine cu pandemia. Și să mă duc să încep să mai vizitez și îmi place, aș vrea să mă duc în partea Sibiului, Ardealului, încolo. Că... N-ați fost niciodată? La Sibiu am stat în cantonament, dar și-am alergat. Mi-a prins o zăpadă, a doua zi eram să mănânc. Așa bine, s-a dar adună. Sunt vreo 30 de ani de când nu mai faceți sport, deci da. Nu știu ce cantonament făceați la Sibiu. Da. Acum o grămadă de timp. Prin 80 și ceva, 90. Parcă s-a oprit viața în 90 pentru dumneavoastră, da. Serios. De multe ori am vrut să mă duc, dar... Dacă meu nu vroia să meargă, avea și vârsta. Era mai greu când mergeam la Iași, la întâlnit cu clasele lui. Când ne întorceam, zicea, o, dacă am greu, s-a făcut drumul ăsta tare. Parcă n-aș mai merge, tata. Le invitau fetele, elevele lui și nu mai mergeam. Ați antrenat vreo 3 ani în Spania, la Palma de Mallorca, într-un loc în care se merge ca turist. Foarte fain a fost. Am avut niște condiții superbe, superbe. Și copii, au făcut mari, mulți copii performanțe, pentru că
Profesorii, cum venea vacanța, ei erau plini care plecau și copiii faci pauză două, trei luni, păi ce, mai o iei de la zero. Dar copiii aia știau că îi antrenează o campioană olimpică? Știau, de atunci mă lăsasem de sport și am lucrat cu ei cot la cot. A fost foarte fain. Alergam, ne distram, învățam să vorbesc, că nu știam o boabă spaniolă. Și ați învățat spaniolă? Da. Puteați să mai stați? Nu a vrut, păi că a vrut să ne dea pământ, să ne facem casă. Păi că ce, că tu înțelegi ce vrei să spui, Marcelino? Eu vorbesc cu tine ce-am făcut acum un an. Dar la eu în România vorbesc ce-am făcut acum 70 de ani. Așa vă spunea Marcelino? Tot timpul? Da. Nu, puică. Îți spunea Moț. Moț? Moț, Malinta Moț. De fapt, acasă mai îmi spunea Mary, că de aici la Olimpiadă erau scrise pe blocuri Mary Deche. Zic, voi strigați Mary, că strigați la mine. Nu aveau treabă. Când mergeai la concursuri, nu neapărat ținea cu sportiva lor în țara aia. Țineau cu toți sportivii. Le plăcea și blonda din România. Îi încurajau pe toți. Greci țineau la mine. Doamne, cât de mult! Eu țin minte că ridicați stadioanele în picioare. Aoleu, ce fain era! Când am făcut record mondial în Anglia, sau la Rieti, am la București o cupă de 40 ceva de kilograme. A zis aia acolo, cum cântărim? Luați în bagajele, nu las cupa. Marachica Cuica is third. With 500 meters to go, Wendy Sly and Marachica Cuica pass the tiring Bud. With a little more than a lap to go, the three leaders again pass by the injured Decker. Marachica Cuica and Wendy Sly run side by side in the lead. Zola Bud falls farther and farther behind. With 250 meters left, Cuica makes her move. Ce nu mai știe lumea, ați făcut și record olimpic. Am făcut două recorduri olimpice, și recorduri mondiale și olimpice am făcut. Și cel de la Los Angeles încă e în vigoare. Da. Încă n-a alergat nimeni mai tare ca dumneavoastră? După atâția ani și atâta olimpiadă? Nu se alerg, nu pot, Paula ce a alergat. Dar în general la concursurile mari să merge la speculări, merge la urmărire. Nu să facem, numai dacă e cineva fantastic, se duci după Iași, iepure, vorba bine. Dar în general la concursurile mari rar să face performanță. Și dumneavoastră ați fost fantastică? Dar ce nu știți că a fost film făcut după olimpiada? 16 zile de glorie. 7 sportivi la toate sporturile, la toată olimpiada. Și de printre ei am fost și eu. Singura româncă care a fost rodată într-un astfel de film. Antrenamente se fac și pe ploaie? Nu țineam cont de nimic. Dar poți aluneci, te poți accidenta? Asta e. Genionul tău. Ce să faci? N-ai. Pe ploaie, pe ger, pe viscuri, păi alergam în Poiana, Brașov, ferească Dumnezeu, două. Plecam 12 km în jos și 12 înapoi. Când ne întorceam, când era ger, aveam prumoroacă, că nu vedeai fața. Și când făceai așa, simțeai că e sticlă. Zici că acum să sparge sticlă. Așa înghețam și ne... Și era și bine? Intrai în aer. Nu era prea mult? Dar n-aveam ce face. N-aveai cum. Vă doresc încă 100.000 de kilometri. Să-i mulțumesc. Faceți cum vreți și mulțumesc să vedeți tot super. Ce n-ați ajuns să vedeți. Să ne întâlnim cât de repede, tot cu ochii ăștia albaștri, veseli și cu chef de musafir, chiar și pe vremea asta. Oricând, poarta la ușa e deschisă la mine pentru oricine. Câmpul Lung Muscel, de la biserică puțin pe stânga, mai mergi 300 de metri la numărul 25, e Maricica Puică. Mă întâlneți cu căței. Întâi căței e Maricica Puică, da? Astăzi la rețeaua de idoli, această doamnă. Mulțumesc! Și eu mulțumesc!